viață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Astăzi nu stăm mult la palavre și discutăm despre faptul că aproape întreg județul Neamț intră în scenariu verde și lumea începe să reintre ca activitate normal. Cel puțin traficul la Piatra Neamț a intrat în normalul de care uitasem o perioadă, traficul din zona asta de dimineață. Avem niște imagini luate azi dimineață, nu sunt poate cele mai semnificative pentru că nu aveți timp să intru în zona aglomerată, în Bermenu, care sunt o zonă mai izolată, dar în zona Orion, în zona Capiuștiu, Bermenești, era nebunie, ca să nu mai vorbim de restul orașului. Deci, despre scenariu verde și mai puțin verde. Noi spunem verzi uscate pentru că avem și așa ceva. Încă la ieșirea, pe gura aceea de ieșire de la Heidelberg Cement, cantitatea de amoniac nu a scăzut atât de mult încât să ajungă în limite normale. O informație de ultimă oră din această dimineață ne spune că aproximativ cu 20% este mai mare față de normal măsurătarea făcută ieri. Pentru ziua de azi dimineață vom avea rezultatele undeva în jurul orei, să spunem, 11, când vom putea să știm dacă a mai scăzut. Cert este că pe pârâul Bicaz, amoniacul în acest moment este sub limita admisă, ceea ce deja este bună. Da, avem și un prim comentariu, să vedeți trafic atunci când ne va lăsa Carabelea fără două benzi de circul, fără două benzi pe bulevarde. E, până atunci mai este treabă multă, mai e de plătit la studii de fezabilitate refăcute și poate își mai aduce cineva aminte că s-a uitat să se treacă în studii, nu știu ce trotuare sau alte asemenea lucruri. Despre ce se întâmplă în acest moment în județul Neamț, încercăm să discutăm dacă putem chiar cu prefectul de Neamț, pentru că au avut loc acțiuni de vaccinare în centre special deschise, fără programare. La Roman se încearcă organizarea unui asemenea centru nou, dar să vedem și ce se întâmplă din punctul de vedere al prefecturii cu poluarea din zona Heidelberg Cement. Să vedem dacă reușim să dăm de domnul prefect la telefon. Teoretic ar trebui să reușim pentru că este luni dimineața. Așteptăm un pic, dacă nu. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul prefect! Bună dimineața, domnul Băinescu! La cafea sunteți invitat. Noi vorbim astăzi despre verzi și verzi uscate. Adică, în primul rând, despre scenariul verde, care este acum aproape în cea mai mare parte din județ valabil. Ce ne puteți spune din punctul de vedere al instituției prefectului despre aceste lucruri? Păi, în mod clar, în ultimele două săptămâni, să spun, s-a cunoscut o scădere a incidenței pe județul Neamț. Suntem astăzi cu 5 localități puțin peste 3 la mie, adică care ar fi pe scenariul roșu, și vorbim de localitățile Fărcașa, Păstrăveni, Comuna Ceahlău, Poiana Teiului și orașul Bicaz, la care are un 3,04, iar în rest, cu municipiile mari, Piatra Neamț și Roman, suntem pe scenariul verde. În rest, marea majoritate a localităților din județul Neamț sunt pe scenariul verde, ceea ce arată că am depășit, ca să zic, valul 3 al pandemiei și se cunoaște de altfel și
numărul în creștere de vaccinări anti-COVID. Da, dar spuneți-mi un pic, la testări cum stăm, domnul prefect? Adică testările în ce au crescut ca număr, au scăzut? Cred că sunt la fel ca înainte. O să mă informez exact la Direcția Sănătate Publică să vedem câte testări au avut în ultimile câteva zile. Dar din ce știu eu, în mod clar, în weekend e o zonă mai redusă de testare, iar în timpul săptămânii e o zonă mai crescută de testare. Dar testările sunt aproximativ la fel ca înainte. Nu e o scădere a numărului de testări, dar în mod clar scăderea incidenței se datorează și faptului că nemții au, și în general românii, au respectat măsurile impuse, s-au vaccinat într-un număr destul de mare, plus că mai avem o parte bună dintre concetățenii noștri care au trecut prin boală și au dezvoltat anticorpi. Am înțeles. Bun, acum ce ne puteți spune despre aceste acțiuni de testare, de vaccinare în zone noi deschise? De exemplu, acum am înțeles, te poți vaccina mult mai ușor ca înainte și știm asta. Eu v-am trimis și un grafic pe zile al numărului de vaccinări pe județul Neamț. Avem, dacă vă uitați, exemplu, în data de 7 a 5, acum câteva zile când s-a actualizat și urmează să actualizăm astăzi, din 2120 de vaccinuri pe care județul Neamț le poate administra astăzi prin centrele și prin centrele de vaccinare, avem în ultima zi pe care o avem noi prinsă, pe 5 a 7 a 2034, ceea ce arată un număr în creștere a vaccinărilor. Dacă, de exemplu, la data de, ia să vedem, 16 a 3, aveam un număr de aproximativ 1000, adică la jumate din capacitatea noastră, am crescut în ultimele zile și am ajuns la 2000, adică ne atingem întreaga capacitate. De altfel, în județul Neamț avem un total de 87.551 de doze administrate de vaccin, dintre care 52.121 de doze administrate în prima fază și 35.430 de doze administrate în rapel, adică și în faza a doua. Am înțeles. Suntem în discuții cu două centre comerciale cele mai mari din județul Neamț, respectiv cu mall-ul din Piatra Neamț și cu cei din Roman, pentru a găsi și logistica necesară și deschiderea pentru ca în perioada imediat următoare, sper din acest weekend, să putem să deschidem în județul Neamț două centre de tip drive-thru în parcările celor două mari complexuri comerciale. Am înțeles. Domnul prefect, haideți să spunem că aici stăm bine, așteptăm vești, poate și cu deschiderea, măcar parțială, a spitalului de la Piatra Neamț, dacă tot scade numărul de pacienți internați, poate reușim să vedem, așteptăm să vedem dacă secția externă construită împreună cu, sau mă rog, construită de Fundația Dăruiește Viață va intra până la urmă în funcțiune. Dacă vorbim de redeschiderea spitalului județean Neamț pentru cealaltă parte de patologie, de boli pentru bolnavi cronici, aici trebuie să fie în mod clar o decizie a Ministerului Sănătății care să ne permită acest lucru. Nu putem noi să generăm de la nivelul județului Neamț prin Direcția Sănătate Publică, ci doar prin ordin al Ministrului Sănătății. Așa cum s-a instituit ca Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț să fie un spital dedicat COVID, în aceeași măsură, tot prin Ministerul Sănătății poate să redeschidă, dacă nu în totalitate, măcar parțial, Spitalul Județean Neamț. Am înțeles. Așteptăm vești. Poate încet, încet revenim la normal. Domnul prefect, în altă ordine de idei, haideți să vorbim un pic și despre verzi uscate. Despre verzi am scris de bine, am vorbit de bine. Ce se întâmplă cu poluarea pe pârâul Bicaz? Cu poluarea de pe râul Bicaz, după cum bine știți ce am prezentat și săptămâna trecută în conferințe de presă și sunt publice de altfel și datele făcute de Agenția de Mediu, de Apele Române, de Garda
de mediu, Comisariatul Gărzii de Mediu Județean Neamț. În cazul Holciment s-au aplicat, Heidelberg Ciment, scuzați, s-au aplicat două amenzi de către Garda de Mediu în valoare de 2 miliarde de lei, 200 de mii de lei. S-a aplicat o amendă de 260 de mii de lei de către Aba Siret. Pierdeți semnalul, domnul prefect. Alo? O secundă. M-auziți mai bine? Da, da. Da, vă auzim. Și s-a mai aplicat un, de către Agenția de Mediu, s-a aplicat un plan de conformare pentru valabil 10 zile, adică în următoarele, în săptămâna asta, cred că spre sfârșit, ar trebui să avem prezentat din partea Societății Heidelberg Ciment planul de conformare față de Agenția de Mediu. Dacă nu, riscă să li se suspende licența de funcționare, avizul de funcționare. Dar am speranța și cred că, fiind firmă mare, firmă serioasă, vor îndeplini tot ceea ce prevede în acordul de mediu pentru a funcționa în continuare. Trebuie să ținem cont și de faptul că sunt mulți angajați la această societate din zona Bicaz și Bicaz și limitrofă Bicazul. E o firmă mare care aduce și bani la bugetul local pe zona Tașca Bicaz, dar în același timp și trebuie să țină cont că trebuie să funcționeze în parametrii de mediu optime, așa cum cere legiuitorul. Mai departe, mergând parametrii, ceea ce am sesizat și eu, undeva e un semn de întrebare, o sincopă și o să facem verificări săptămâna asta prin cei de la mediu și prin cei de la Apele Române, la gura de vărsare, la gura de ieșire din fabrică, cotele de amoniu sunt în continuare peste limitele prevăzute, maximile prevăzute de lege, sens în care ideea care se acreditează e că în continuare avem o zonă de poluare cu amoniac exact la ieșirea din fabrică. Mai departe, mergând pe râul Bicaz, acolo unde s-au prelevat probe, apa este, amoniacul este în apă în concentrația sub limitele maxim admise, deci nu sunt probleme pe lacul Bicaz. Dar la gura de ieșire din fabrică, în continuare se sesizează creșteri care trebuie să verificăm care este cauza acestora. Bine, probabil că trebuie să verifice în primul rând cei de la Heidelberg să vadă dacă e o problemă la ei în curte, pentru că, de fapt, acolo ar trebui să rezolve lucrurile. Domnul prefect, face furori o știre de câteva zile cu privire la celebrul urs, fost celebrul urs, Arthur. Da? Am citit, da. Spuneți-mi, în Neamț, cei care se ocupă cu zona aceasta de, hai să spunem, gospodărirea fondului cinegetic de vânătoare, au făcut către instituția prefectului vreo informare, atenționare cu privire la activitatea urșilor în zonă, care ar putea să pericliteze viața cetățenilor? Nu, la acest moment nu este o informare în pe această speță. În general, de fondul cinegetic este reglementat pentru vânat mic și mijlociu prin Garda Forestieră, iar pentru vânat mare prin Agenția de Mediu. De altfel, la acest moment, ursul este un animal protejat, adică nu este permis a se vâna decât cu acord special de la ministru și doar în cazuri excepționale, adică atunci când ursul vine înspre gospodării, înspre zona urban, periurban sau în localitățile din mediul rural, dar ajunge în zona locuibilă. Doar atunci e posibil cu autorizație să fie, ca să zic așa, eliminat pentru a nu pune în pericol viața publică, siguranța cetățenilor până la urmă și viața acestora. Păi asta mă gândeam, ursul nu poate fi vânat decât cu autorizație. Obligatoriu. Omul poate fi vânat de urs fără autorizație.
Ceea ce ne arată într-un fel că trăim într-o societate extrem de bine așezată. Până la urmă sunt mult mai mulți oameni decât urși. Noi când am mai avut, să zic, când am sesizat urs venit înspre localități în zona locuibilă, ca să spun așa, sau făcut împreună cu acțiuni comune împreună cu poliția, jandarmeria, garda forestieră, cei de la ocoalele silvice de stat sau private după caz, cei de la mediu, acțiuni prin care ursul a fost îndepărtat. Dacă există probleme deosebite, atunci el poate fi lichidat sau neutralizat cu acord de la, de sus, de la Ministerul Mediu. O să fie tot mai greu să-l lichidăm după toată această, eu spun, fără niciun fel de jenă, diversiune făcută cu ursul Arthur, dar despre asta poate cu altă ocazie. Domnul prefect, am înțeles că căutați acum o soluție pentru deschiderea unui centru de vaccinare în Roman, da? Chiar la ora 9 aveți întâlnire. La ora 9 avem întâlnire cu primarul municipiului Roman, domnul Achiloae, cu administratorul celor de la spațiul comercial de la Carrefour, DSP și cu doamna director de la spitalul municipal Roman, pentru a găsi și resursa umană și logistică pentru a încerca, începând de sâmbătă, să deschidem un centru de tip drive-thru în Roman, doar pentru perioada de weekend, adică și cu repetitivitate, adică să o avem în fiecare weekend deschisă, și aceeași soluție căutăm să o identificăm și la Piatra Neamț. Mâine urmează să avem întâlnire cu domnul primar Andrei Carabelea și cu reprezentantul societății care administrează molul din Piatra și de asemenea cu DSP-ul. Ideea și dorința noastră este de a încuraja și a veni în sprijinul cetățenilor de a se vaccina, și ați văzut că a apărut programul național vaccinare fără programare, și într-adevăr după ce a apărut acest proiect și s-a implementat, se cunoaște o creștere a numărului persoanelor care au adresabilitate de către centrele de vaccinare. Totodată avem și echipele mobile care acționează în județul Neamț. Astăzi, de exemplu, avem echipă mobilă și o să merg și eu în comuna Săbân, cea mai mare comună din județul Neamț, unde până la acest moment avem, cred că, peste 300 de persoane care s-au programat pentru vaccinare la echipă mobilă. Probabil vom avea acolo, cred că, în curs de două zile, echipa mobilă pentru vaccinare și vom continua și acest periplu prin județul Neamț la comune, acolo unde primarii identifică un număr de persoane peste 60-70, ca să zic, care doresc să se vaccineze. De altfel, avem și disponibilitatea de a ne deplasa în societățile mari, adică la mari angajatori, pentru a vaccina. Am avut săptămâna trecută o acțiune și Roman, Târgu Neamț și Piatra Neamț, unde am avut întâlnire și cu angajatorii mari, care mulți dintre ei și-au exprimat interesul de a ajunge acolo cu echipă mobilă la ei și oferă ei spațiu și logistic pentru a vaccina angajații, ceea ce e un lucru foarte bun, spun eu, și așteptăm feedback-ul de la mari angajatori în sensul de a și programa astfel de sesiuni de vaccinare. Da, vă mulțumesc pentru intervenție, o săptămână bună, o săptămână verde, cât mai verde dacă se poate, din toate punctele de vedere. O zi bună, numai bine, la revedere! Aici a fost prefectul George Lazar. Ne-a spus în sinteză că se merge bine cu vaccinarea. Am depășit 2000 de persoane vaccinate pe zi. Probabil numărul va crește. Sunt vaccinuri acum și lumea încet, încet a lăsat deoparte reticența, văzând ce se întâmplă în restul Europei, unde restricțiile au fost ridicate. Da, să revenim la finalul emisiunii, să discutăm puțin despre celebrul urs Arthur, care, iată, a bulversat Europa. O făcătură fără niciun fel de jenă, o spun, pentru că de când s-a întâmplat vânătoarea și până când a ieșit la suprafață, a fost puțin timp, cel care a lansat este Împăratul Verde Păun, de la Green, o asociație, o fundație atât de puternică încât a ajuns în coasta primului ministru Câțu, domnul Păun fiind
omul care îl consiliază pe acesta în zona respectivă. De ce s-a făcut un asemenea scandal în Europa după vânătoare? Este foarte simplu și nu trebuie să-ți pui multe întrebări. Europa stă foarte prost, extrem de prost, la ceea ce înseamnă acest gen de specii, de animale, raportat per total Uniunea Europeană. Sunt țări întregi în care nu mai există asemenea animale decât la circ sau în grădini zoologice. Încă nu avem pe domnul Carabelea în toate orașele din Europa primar ca să desfințeze și acolo grădinile zoologice, dar urși nu mai găsești, râși, etc. Și atunci, ca să dea bine în statisticile europene că ei luptă pentru aceste specii ca să existe, s-a găsit soluția în obligarea statelor de mâna a doua, a treia, a patra, depinde cum vreți dumneavoastră, gen Bulgaria, Ungaria, România, ca aceste state să fie obligate să nu să lase să crească cât mai multe asemenea animale. Și legislația s-a făcut de așa natură încât din momentul X să nu mai poți împușca urși, să nu mai poți vâna. Pe de altă parte, în România, arealul în care trăiesc urși pe măsură ce ei se înmulțesc, ei având nevoie de o zonă în care să-și poată desfășura activitatea, să-și găsească hrană, etc., o zonă anume, ei având un perimetru în care trăiesc, deci acest perimetru, pe măsură ce numărul crește, nu mai face față și atunci ei coboară spre zone locuite. Care sunt zonele cele afectate? Sunt zonele acelea din Harghita, Covasna, Brașov, deci în zonele acestea. Dar avem și alte zone, chiar și prin Neamț, nu? Ei, se pregătea de către nou ministru al mediului, care este din cu electorat în zonele respective, adică domnul Tanțoș, dacă nu mă înșel, Barna, nu mai țin minte cum îl cheamă, da? O legislație mai relaxată cu privire la eliminarea urșilor care coboară spre zonele locuite. Ceea ce ar fi dus probabil la scăderea numărului de urși, ceea ce dădea prost în raportări europene. Și atunci s-a găsit această soluție rapidă, folosindu-se un cal troian verde, domnul Păun, Păunul Verde din România, care a lansat acest scandal și care prin media care a transmis știrea falsă din prima, că cel mai mare urs nu este cel mai mare urs. Și nimeni nu ne poate spune dacă este vreunul mai mare sau nu. Deci, cel mai mare urs, cel mai tare, prin media controlată de acești oameni care își doresc o anumită stare de lucruri și își doresc să fie în continuare stipendiați cu fonduri enorme. Deci, ONG-uri sunt de genul Green, sunt stipendiate cu fonduri enorme, atât guvernamentale cât și europene. Și atunci s-a ajuns la acest scandal. Nimeni nu vrea să spună că, de exemplu, în 2019 au murit 6 oameni din cauza urșilor, atacului făcut de urși. Nu este bine să omori urșii, dar poate găsim zone de relocare în Franța, în Italia, în Spania, dacă tot sunt atât de dornici acești domni să apere și să conserve specia respectivă. Poate și râși, poate și lup și facem și noi un bine Europei. Ce neapărat numai noi, românii, să luptăm pentru conservarea speciei? Noi îi creștem, îi dăm sănătoși și îi ducem acolo. Sigur vor găsi fonduri și zone, dacă nu cumva se supără fermierii din zona respectivă și aia când se supără nu discută. Blochează drumuri, aduc zeci de mii de tone de roșii și le aruncă pe străzile din zonă. În Franța lucrurile astea s-au întâmplat.
Să vedem atunci cum va fi. Trebuie să devenim noi o țară care nu-și poate desfășura un turism normal din această cauză. Dacă te duci în zona Brașovului, da? În stațiunile de munte, auzi sirena. Urs periculos pe strada Acutare. 3 urși pe strada Acutare. Atenție! Ce turism este ăsta? Poate turist cinegetic masat, în care urșii au de multe ori calitatea de vânător. Lucrurile trebuie judecate echilibrat. Nimeni nu spune că trebuie făcut un masacru al urșilor. Dar o politică inteligentă europeană pe bază de proiect european de relocare a ursului și de repopularea pădurilor europene cu urși, austriece, franțuzești, italiene, care să le permită prinților de Liechtenstein și altor prinți să vâneze acolo și să-și lase banii în străinătate, poate n-ar fi rea. Noi de la Piatra Neamț ne facem datoria să spunem lucrurile acestea. Oricum, agentul Green, Păun, este mult mai bine auzit și stilul acesta de a transmite informații parțiale pe un anumit subiect este deja uzitat. Vedeam săptămâna trecută, cred că vineri, o emisiune la un post național de televiziune în care a intrat city managerul de Piatra Neamț. Reporterul prezenta imaginea cu ursoaica aceea care se învârtea în cerc de la Piatra Neamț și spunea reporterul respectiv, redactorul respectiv, că din cauza cuștii de la Piatra Neamț se învârtea în cerc. City managerul, altfel, un om echilibrat din câte am văzut, nu l-a contrazis, deși știa care este adevărul și ne-a vorbit ceea ce noi spuneam deja de mai mult timp, că se caută soluții pentru cumpărarea animalelor de la actuala grădină, parc, din actualul parc zoo, ca să fie toată lumea mulțumită. Noi suntem mulțumiți că afară este bine, că a început, că avem deja învățământ în clase, la Piatra Neamț și în multe alte localități, și că poate, încet, încet, guvernul va guverna așa cum trebuie, fără neapărat să țină cont 100% de părerile celor din ONG-uri. Cele bune, la revedere!